Până la sfârșitul anului, toți românii care locuiesc la bloc și au încălzire centralizată sunt obligați prin lege să-și monteze contoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică sau repartitoare pe fiecare calorifer. Conform ProTV.ro, repartitoarele sunt prevăzute cu doi senzori. Unul măsoară temperatura caloriferului și altul pe cea a mediului. Aparatul înregistrează consumul doar dacă radiatorul este mai cald decât aerul din cameră. Așadar, nu contează dacă în încăpere este și o altă sursă de încălzire, de pildă o aerotermă. Un repartitor costă între 50 și 70 de lei pentru un calorifer. Important de știut este că va trebui să plătim și citirea lunară, între 2 și 7 lei pentru fiecare calorifer. Repartitoarele pot fi montate doar de firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, iar lista lor poate fi găsită pe site-ul instituției. Montarea repartitoarelor sau contoarelor trebuia să aibă loc până la sfârșitul anului trecut, dar Parlamentul a hotărât să prelungească termenul până la 31 decembrie anul acesta. Oamenii au amânat și ei, deși amenda pentru nerespectarea legii se ridică la 1000 de lei. Aparatele care măsoară consumul individual trebuie montate atât în blocurile racordate la încălzirea centralizată a orașului, cât și în cele cu centrală proprie. Din 2027 vor fi obligatorii dispozitivele care permit citirea de la distanță, relatează știrile ProTV.ro.